Gata, a început, nu? Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou suntem la lecție, din nou cu nepoțica mea, cu care, așa cum ne-am propus, și de data asta vrem să facem o lecție frumoasă, interesantă. Știi bine, Măreca, obiectivul fiind acela de a preda și pentru profesori, ca să vadă exact lucrurile merg de la etapă la alta. Așadar, vezi, ți-am dat, să vedem tema care ți-am dat-o, vorbește. Da, să compar 7,58 și da. 7, paranteză, 58. Există vreo deosebire? Da, un 58 se repetă tot timpul și altul nu. Aici se oprește foarte repede, da? Deci da. Aici putem să ne imaginăm că sunt zerouri câte vrei după 58. 0, da. 0, 0, 0, dar nu au nicio importanță. Din coace înseamnă că 58, iar 58 și iar 58 și iar 58. Care din ele crezi că e mai mare? 7,58. Nu în paranteză. Liber, nu? 7,58 fără paranteză. Da. Hai să vedem. Cum am spus noi că le comparăm pe acestea? Le comparăm dacă îl scriem, mă rog, cât mai desfășurat. De aici ar veni 0, 0, 0, cât vrem. Da. Din coace, dacă nu punem, nu vrem să punem paranteza imediat, putem zice 58, iar 58. Iar 58. Și pot să spun de aici încolo paranteza. Adică să spun că în continuare pot să fie cât vrei de ale 58. Deci uneori o punem, punem paranteza imediat după virgulă, dar eu trebuie să-mi subînțeleg că am de ale 58 ori cât de mulți vreau. Așa că am hotărât să o pun de la al treilea grup, nu? Pentru ca să se, ce se însemne asta? Pentru cei care, sau tot ce urmează de dincolo, că se repetă. Da? Și acum dacă facem comparații 7 și 7, da? Aceeași parte întreagă au. Apoi, partea zecimile, 5 și 5. Sutimile, 8 și 8. Celălalt are 0. 0, 5, 8, și 5. Okay, stop, 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 gata. Aici okay. Se oprește. Am găsit prima pereche de cifre care anunță ce? O diferență. Cine e mai mare? La mii. Ce în paranteză? 5-ul de aici, da? 5-ul de unde vine? De la numărul al doilea. 5 față de 0. Deci 5 e mai mare decât 0. Și atunci spunem repede că al doilea e mai mare decât primul. Deci 7,58 în paranteză e mai mare decât 7,58. Pentru că urmează multe cifre după, nu? Faptul că e 58 în paranteză. Din coace, deci, e clar că mai exemplu, zicem 1,78. 1,78, da. Este mai mic decât 1, în paranteză 78. E mai mic decât 1, în paranteză 78, corect. Pentru că ăsta e 77. Tot e mai mare. Dacă în loc de 78 pun 77? Nu, la paranteză. Deci, acum tu mă întrebi o chestie foarte importantă. Deci tu spui așa, hai să comparăm pe 1,78 cu vecinul său 1,77 în paranteză, da? Foarte importantă. Foarte importantă întrebarea ta. Este extraordinar. Mă bucur foarte tare că mi-ai pus întrebarea asta, că nu mă duce amintea. Stai puțin să fac ceva, vin imediat.
Am revenit. Hai să vedem, Mărica. 1,78 înseamnă că pot pune zerouri cât vreau în continuare, da? Că nu am nicio paranteză. 1,77 fiind pus în paranteză, înseamnă că continui 77. Da. 77, da? Continui. Da. Și acum, eu am spus așa că la comparația a două numere decimale începem de la stânga spre dreapta până când găsim prima grupă de cifre care să facă diferența. 1, 1 la partea întreagă. La partea a zecimii. 7, 7. La sutim. Iată, la sutim apare prima grupă de cifre care indică. Ce mi indică? 8-ul față de 7. Cum 8 e mai mare decât 7, 8 e mai mare ca 7, rezultă că imediat numărul care conține el mai mare, adică 1, deci de aici rezultă că 1,78 e mai mare decât 1,77 în paranteză. Să fii sănătos. Să fii de-al de 7 cât ori fi. Nici n-ar fi fost corect 77 în paranteză, așa a pus Mărica, ci un singur 7. Tu ai pus întrebarea așa, dar eu acum pot să spun că este așa corect. Zic 1,7 în paranteză. Adică se repetă. Ah. Dar are importanță. Important este că ideea ta a fost așa. Să vedem 78 cu 77, nu? 78 cu 77. Întrebarea. Da, întrebarea ta asta a fost și acum răspunsul corect este acesta, că e mai mare 1,78, care nu are nicio paranteză, față de 1,77, cum ai zis tu. Deci, asta trebuie să compară. Hai să vedem. Am să dau două numere sub formă de decimală și să vedem care e mai mare. Iată că ne-am pus aici problema, cum comparăm două numere sub formă de decimală. Deci, 3,75643219 față de 3,75643 0,8. 0,8, da. Care din cele două numere decimale este un număr finit de cifre? Nu am nimic să se repete. S-a terminat aici împărțirea. Ah, ok. Da? Hai să vedem care dintre cele două numere decimale e mai mare. Deja știu, da? Fie. Deci, 3 cu 3 egal. Da. 7 cu 7 egal. Da. 5 cu 5 egal, 6 cu 6 egal, 4 da. Cu 4 egal, 3 cu 3 egal, 2 cu 2 egal, 1 cu 0. Așa, am găsit unu prima. Mai mare, deci, deci am găsit o primă grupă, da, ca din care vedem diferență. Și acum, cum 1 e mai mare decât 0, hai să mutăm cu A pe primul și cu B pe al doilea, ca să nu mai scriu totul. Cum 1 e mai mare decât 2, decât 0, rezultă că 1 este la A, A e mai mare decât B. A e mai mare ca B. Îți imaginezi cum am putea să reprezentăm numerele astea, numerele acestea pe axă? A trebuit să facem mai multe linii, foarte de fapt,
Dar nu știu cum să zic numărul ăsta. Cum să scriu așa? 75 de milioane? Iată să vedem așa. Ar fi 3,75 de... deci am zis că noi citim de la dreapta spre stânga, da? Că primele 3,643,000 eu aș... De 75 de milionimi, milionimi. Ce e aia? 75 de milionimi, adică înseamnă că unitatea de la 4 la 5 a fost împărțită în foarte, foarte multe bucăți, de ordinul zecilor de milioane. Ok. Deci spațiul acela de ordinul chiar sutelor de milioane. Da, de ordinul sutelor de milioane. Adică îți dai seama, sunt spațiu de la, ca să înțelegem așa, uite, aici este undeva 0, apoi 1, apoi 2, apoi 3 și apoi 4 și spațiul de la 3 la 4 să-l împărțim într-o sută de milioane. O sută de milioane. Ce? Nu? Ca să facem, ca să fie clar, să nu fie o mâzgăreală, ar trebui să avem o tablă cât casa. Ca să facem da, și nici cât și casa. 4. Cât blocul, cât habar n-am cât, ca să împarți într-o sută de milioane, știi, unitatea de măsură așa de mare, încât da, să poți împărți. Nu se poate împărți. Într-o sută de milioane e foarte, foarte greu. Deci important este ca să înțelegem că atât A cât și B sunt situate aici, în spațiul dintre 3 și 4. Între 3 și 4. Dar ele sunt atât de apropiate, una de alta, A și de B, foarte apropiate, nu poate fi, nu pot fi reprezentate cu ajutorul oricărui pix cel mai fin cu putință sau cel, n-am cum să reprezint, dar să știi că sunt, între astea două, care sunt atât de apropiate, există foarte multe numere. Deci există de aici foarte, foarte o infinitate între A și B care sunt atât de apropiate, atât de apropiate, între ele două există o infinitate de alte numere, alte numere. Și tu vei spune care ar fi. Păi după 9 pot să spun în continuare 0,1 și să mai zic așa. Iar aici 8-ul vezi între deja e depărtat, deja aici depărtat este și pot să mă duc aici câte vreau eu, câte numere. Ducându-mă cu alte cifre, ele vor fi mai aproape, fiindcă mai pun încă zecimale, vor fi mai aproape de B-ul acesta. Și la 8 mă pot duce iarăși cu alte cifre. Deci de aceea se pot construi foarte, foarte, foarte multe numere. Încât între A și B sunt foarte multe alte numere sub formă de zecimale. Dar hai să ne întoarcem la ceea ce am înțeles până acum. Am înțeles așa. Că dacă mi se dă un număr zecimal, două numere decimale, eu știu acum să compar pe cele două, mă tot uit până când sesizez o diferență de pe o anumită poziție, de aceeași poziție. Deci eu privesc ce se cheamă astea. Prima, cum s-am zis noi că se numește? Zecim, parcă, nu? Zecim pentru că împărțim în 10 spațiu. Și din cele 10 am luat 7 și 7 de zecim, apoi sutim. Pe a opta? Așa, pe a opta. Pe a opta și o împărțim adică în 10. Adică luăm pe a opta. Așa. Și o împărțim în 10 și luăm 5 din ele. Și am făcut asta și la una și alta. Pe urmă, pe a șasea, cum ar veni sutime, o împărțim în, iarăși în 10 și luăm 6 din ele. Pe a șaptea, o împărțim iarăși în 10 și luăm 4 din ele. Pe a cincea ar veni
Inimii, zecimi, să-l cel mai chiar acolo. 10, 9, ai înțeles? 30, da. Da, da. Deci, imaginați să faci asta? Deci, vezi, Mărica, dacă începem să înțelegem așa lucrurile, înțelegem rostul cifrelor acolo care sunt în succesiune, că ce se întâmplă cu ele, da? Dacă nu, acestea apar niște abstracțiuni care nu sunt deloc clare. Pentru că trebuie să înțelegem așa. Hai să iau aici. Numărul A egal cu 3,75643219 este egal așa, cu 3 întregi plus 7 zecimi, adică am împărțit în 10 și am luat 7, 7 zecimi, plus 5 sutimi, adică practic pe a câtea, pe a 8, cum ai spus tu foarte bine, o împărțim încă în 10 și luăm cele 5. Dar cum a fost deja împărțit în 10, deci înseamnă 5 sutimi. Ok. Plus 6 supra 1000. Corect. Ok. Plus 4 pe 10.000. Așa. 3 pe 100.000. Corect. Și 2 pe 1 miliard. Cred, sau nu știu. 10.000, 100.000, milionul parcă vine acum. Ah, ok. 4, 3, 2, da? Am zis. Da, 2. 2 supra 1 milion, 1, 2, 3, 1, 2, 3, plus 1 supra 10 milioane. Da, 10 milioane. 1, 2, 3, 10 milioane. Și 9 pe 100 de mii. Da? Pe 100 de mii. Milioane, pardon. 100 de milioane. Hai de mii, imaginați să numeri până la numărul ăla? S-a întâmplat să mă duc până aici. Dar acum pot continua. Dacă vrei să mai pun în continuare 0 pe 1 miliard. 0 pe 1 pe 10 miliarde. Da? Și tot așa pot continua câte numere, cum îmi stabilesc în limbaj de comunicare formele acestea de creștere din 10 în 10 până unde? Se duce până într-un loc, după care se tot repet, trilioane și așa mai departe și tot se tot duce până încolo, până cât se poate de mult. Dar cert este că, am spus mai devreme, nu putem să spunem că vreodată vom putea finaliza mai ales la numele cele periodice. Numărul de cifre care se repetă nu pot fi numărate. Sunt o infinitate. Și împărțirea aceea nu se termină. Și acum, ce am mai descoperit? Că noi putem să ne ducem de la numărul 10. Deci acum știm să comparăm două numere zecimale. Dacă însă ne ducem de la exprimarea aceasta... Și cu asta vreau să întreb o întrebare. Poftim. Vă spun acum, ca să nu uiți. Bine, dar nu are legătură cu asta, dar dacă între timp ce faci o împărțire și zăcu zecimale, dacă e o zecimală diferită, dar nu se termină, dar sunt diferite, le scrii până la infinit diferit, ce faci? Deci, dar există asta? Pui o întrebare care sună așa. Există numere la care împărțirea nu se termină niciodată, dar nu există nici grup de cifre care se repete. Da. Asta e întrebarea ta, da? Deci dacă există numere care au o infinitate de zecimale, dar nu poți constata și nu poți găsi un grup de cifre care se repete, ca să le pui în paranteză și spui gata, de aici și încolo se poate repeta. Nu. E ala, îndala și e dezordinea totală și totdeauna... Oricât de străduin, nu apare o grupă care se repete.
Da, există asta. Există astfel de Oh, numere. nu. Și atunci ce fac? Dar nu de la împărțirea. Nu apare de la împărțirii. Nu? Nu. Atunci? Dintr-o alte operații pe Fracție? care operații faci în clasa a șaptea. Aceea este operația de radical. Bunoară. Există o operație. Te întreb cine l-a pătrat să facă 2. Hai că mi-ai pus întrebare, vezi, sunt obligat să răspund. Fică lecțiile care le facem nu vin ca niște lecții programate. Vezi? Tu ai venit cu întrebarea pe care eu vroiam să o evit. Dar tu mai ai simțit, încă o dată, încă o dată, încă o dată, este clar că comunicarea aceea care ți-am spus-o eu cu Duhul Sfânt există extraordinar. Și eu mă feream, trebuie să spun că tot mă feream și vreau să nu cumva să-mi pun asta. Și tu ai simțit că ai o șansă și ai venit și m-ai atacat. Bun. Îmi pare rău. Deci 1,41 hai să te învăț și cum se mulțesc două numere decimale. 1,41. Hai să începem cu adunarea. Cum se adună două numere decimale? De zicem. Adun fiecare. Așa. Deci adunarea, scris, ia scrie. Nu, hai să zicem așa. Operații cu numere decimale. Trebuie să-mi pregătesc o leacă terenul și nu pot să te las cu întrebarea asta. Operații cu numere decimale. Adunare și scădere. Deci adunare sau scădere. Se procedează la fel. Adică dacă vrem să adunăm pe 3,27, plus 4,15. Egal cu. Trebuie adunat exact cum se întâmpla înainte, de la când erau 3. Așa. 5 cu 7, deci sutimile întâi. Ah, ok. 5 și cu 7, 12. Așa, 2 scriem. Și una care a devenit zecimi o adunăm la următoarea etapă. Adică 4. 1 și cu 1, 2 și cu 2, 4, corect. Virgulă, am ajuns. 4 și 7. cu 3, 7. 7,42. Și cum se așează, se așează tot așa. Cel mai bine se așezăm unele sub altele, ținând cont virgulă sub virgulă. Adică 3,27 plus 4, 15. Și aici a fost 2, 4, 3 cu 4, 7. Vezi, vine mult mai ușor. Da? Dar este aceeași poveste. Nu e nimic. Dacă vrem să facem scăderea, 3,27 minus 1,59 egal cu. Să vede că dacă le-aș așeza unele sub altele, am venit mult mai bine. 3,27 minus 1,59. 7 și cu 9, nu, 9 din 7, la sutim lucrăm. Opt. Deci 9 din 17, 8. 5 din 11, nu? Că ne-am împrumutat. Da. 6. 1 din. Doi. Da? 1. 1. 1,68. Deci 1,68 este rezultatul. Acum, hai să facem și o scădere care se sune așa. 3,27 minus 1,59
5, 8, 4, 7. Stai puțin că m-a chemat mama mea. Te rog. M-am întors din nou. Continuă. Da. Deci 3,27 minus 1,5847. Adică... ce? Aici citesc foarte 3,27 de sutimi și minus 1, aici cum aș zice? Zecimi de mii, da? 1,58 de mii. Dar nu cumva deci cum faceți scădere? 5847? Da, deci cum scădem? Ne așezăm tot așa, că e mult mai ușor unele sub altele, 3,27 minus 1,5847. Ei, să știi că în clipa în care nu am, eu pot să pun zerouri. Zero miim, zero sutim și acum încep scăderea. 7 din 0 nu se poate, deci... ne împrumutăm, nu găsim. Da. Ne ducem. 9 de la 7. Luăm un de aici, 1, care înseamnă 90 plus o 10, deci aici rămâne 9, și aici 10. 3. Deci 3. 5. 5. 8. 8 din 16, 8, da. 7. Deci 5 din cât? Din 12. 11. 5 din 11, 6. 6, nu? Da. Când am împrumutat, a rămas 1 aici. Da. 5 din 11, 6 și 1 din 2. 2, 1. 1,6853. Așa este. Dat că este că 6853 mai mare decât 58. Deci... important este că bine. Partea decimală aici vrei să spui, da? Partea decimală a scăderii este mai mare decât partea decimală a scăzătorului. Da. Da. Am avut și 27 de aici și de aici am putut să scădem și ne-a dat foarte bine. Bun. Deci care a fost ideea aici? Ce am vrut eu să-ți comunic? Că în clipa în care l-a descăzut nu avem atâtea cifre la partea decimală, cum s-a întâmplat la noi, având avut 27, atunci completăm. Da? Completăm. Ce vreau să spun este că scăderea în cazul în care ar fi periodic nu se poate face. Deci dacă ar fi 3,27 în perioadă minus 1,58, nu pot face scăderea asta. De ce? Așa e. Păi, se repetă. O pot face că, uite, aici am să am șanse. Am să am așa. Eu pot să zic că e 3,27, iar 27, iar 27, nu? Și așa mai departe. Minus 1,58, da? Și acum aici înseamnă 0, 0, 0, rămâne 27, 27, 27, asta rămâne. Deci grupa asta de 27 care se repetă, dar aici apare, iată, 8 din 17 face cât?
9. 8 din 17, 9. 5 din 11, 6. 1 din 2, 1. 1,68, 27, 27 care se repetă acum așa. Ah. Da? Deci nu știu. Deci, cum, ce fel de număr este ăsta acum? Este un număr periodic mixt. Că grupa care se repetă nu mai este după virgulă imediat, ci este situată în, după două zecimale. Da. Da? Deci avem o grupă care nu se repetă, ci de la un loc încolo se repetă. Deci ce era înainte periodic simplu, scăzut un număr care nu-i periodic, dă așa ceva. Deci s-a putut. Dacă însă amândouă ar fi fost, dacă amândouă ar fi fost, n-aș fi putut să faci scăderea asta. Nu știu, dacă ar fi fost amândouă, cum? Periodice, simple sau mixte, scăderea nu pot face, Măriuca, pentru că îi, jocul ăsta așa, a celor care se repetă, de aceea prefer să mă duc la fracții. Deci, în situația aceea, când nu știu cum să fac, da, fug de la reprezentarea zecimală spre fracție. Cu cei care înseamnă transformarea din număr decimal în fracție. Știi bine că se poate face asta, nu? Că de-al da, de nou, nu știu ce, povestea aceea. Ei, deci, pentru adunarea înțeles, adunarea și scădere cu care trebuie să fii tu foarte clară, să așează virgulă sub virgulă. Da? Da, da, tot nu răspunde la întrebare. N-am răspuns, n-am răspuns și de ce, Măriuca, nu că nu vreau să să evit. Nu vreau să evit, de acum am intrat în clinch cu, sau întrebarea ta mă presează, dar acum vreau să văd o mulțire, cum se face mulțirea. Dacă am să învăț cum se face mulțirea, pe urmă mă duc și dau răspunsul. Ah, ok. Da? Hai să facem, să vedem cum să mulțesc două numere decimale. Uite, hai să vedem noi dacă descoperim cum s-ar face 3,2 înmulțit cu 5. Nu cu 5, mai întâi cu 4. Hai să zicem cu 4. Ar însemna că 3,2 se adună de 4 ori, nu? 3,2 ori 4, hai să scriem așa. 3,2 ori 4 înseamnă 3,2 plus 3,2 plus 3,2 plus 3,2 de 4 ori, da? Dar eu știu să fac adunare, că am vorbit mai devreme. Ar trebui să le pun una sub alta și să zic 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 4 ori față cât? 4 ori 2? 8. Bine? Da. Și la partea întreagă, 3 ori 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 4 ori 3, 12. Deci răspunsul corect este 12,8. E de parcă aș fi făcut înmulțirea. 3,2 ori 4, cum știu eu să fac. Și nu am decât, pur și simplu, înmulțesc fără să țin cont de virgulă. 4 ori 2, 8. 4 ori 3, 12. Și pe urmă număr câte zecimale am. Am o singură zecimală. Și pun virgula după o singură zecimală. Deci fac înmulțirea fără să țin cont de zecimale, cum știam eu să o fac înainte, și pe urmă număr câte zecimale sunt. Ai o întrebare acum. Dacă e foarte, foarte lungă. Adică dacă are multe zecimale? Da. Păi nu am nimic. Fac înmulțirea aceea, pur și simplu, și pun un număr toate zecimalele. Mă aștept să vii cu întrebarea dacă și împărțitorul, dacă și de mulțit ar avea zecimale, nu? Ar putea să fie o situație de asta. Adică dacă aș fi în situația
Asta vrei să mă întreb tu. 3,2 ori 5,7. Ce mă fac? Răspunsul este acesta, că ar trebui să rupe 5,7 în două bucăți, în partea întreagă și cu 5 știu să fac, și apoi și cu 0,7, care înseamnă să mulțesc pe 3,2 cu 0,7. Și de acolo apare exact ce spun acum. Deci fac înmulțirea concret, 7 ori 2, 14, 7 ori 3, 21, și cu 1, 22. Da. Apoi 5 ori 2. 5 ori 2, 0. Deci încep cu 0 înainte, că sunt la 0, cifra a doua. Scriem 0, ținem în minte. Da. 5 ori 15 și cu 1, 16. Corect. Aici grăbesc un pic lucrurile, pentru că vreau să mă duc totuși să nu rămân cu întrebarea ta în aer și să o pot finaliza. Deci, acum adun pur și simplu, deci eu nu țin cont de virgulă, nu mă interesează. 4 cu 0,4, 12 cu 0,2, 12 cu 6,8, 1. Și abia acum mă întorc și văd câte zecimale am la cei doi factori. Și le număr. 1, 2. 1, 2. Și pun virgula după 2. Ok. Deci sunt numără zecimale și de împărțit și la împărțitor și exact peste atâtea cifre se pune. În final, 3,2 ori 5,7 face 18,24. Dacă n-ar fi fost partea zecimală, ar fi făcut 3 ori 5, 15. Iată că e mai mult pentru că și aduce aportul și partea zecimală, 18,24. Și acum m-am apropiat de ceea ce înseamnă, după ce am descoperit chestia asta, m-am apropiat de încercarea mea de a da răspunsul la întrebarea ta. Cine la puterea a doua să facă 2? Deci, ce număr, cine să fie? Deci, A la a doua să facă 2. Cine este A acela? Ce număr? Adică cine înmulțit prin el însuși să facă aproape 2? Dacă A ar fi egal cu 1, cât ar face atunci? 1 la a doua cât este? Ar fi 2. 2 la 2. 1 la a doua? 1 la a doua. 1 ori 1. Care înseamnă 1. Da. Și deci e mai mic decât 2. Deci numărul acela nu e bine să fie numai. Dacă A ar fi egal cu 2, ce s-ar întâmpla? 2 la a doua, nu? Așa nu cui. 2 la a doua cât face? 4. 4 care îl depășește pe 2. Deci numărul A trebuie să fie cuprins între cine? Între 1, A-ul ăsta trebuie să fie mai mare ca 1 și mai mic decât 2. Deci trebuie să fie 1, între 1 și 2. Hai să vedem dacă A, dăm tu un număr între 1 și 2. Între 1,5. Hai să vedem, cu 1,5. Să vedem cât face. Atunci, 1,5 la pătrat. Te gândești la 15 ori 15? 15... Ia, mai amintim, pătrat 15 ori 15 face 225, parcă. Ia să vedem. Hai să facem calculul ăsta. 15 ori 15. Egal cu... Trebuie să așezăm la sub alta.
Ia mulțește tu repede, că să nu pierdă timpul. 5x16, ia vezi tu. Și era 1,5 ori 1,5, nu? Că așa a fost. Da. Și când ai făcut calculul, ți-o dat 5 ori 5, 25, 5 ori 5, 7, 1 ori 5, 5. Deci ar fi 2,25. Asta e. Ne dă 2,25, care îl depășește pe 2. Deci nu-i bine a 1,5, trebuie să fie mai mic decât 1,5. Deci de asta înseamnă că căutăm un număr A mai mic decât 1,5. Gândește-te tu la un număr mai mic decât 1,5. 1,1? Să s-o luăm, 1,1. Ia vezi, 11 ori 11. 1,1 ori 1,1. Imediat. Deci 1,21. Deci ai constatat că 1,1 la pătrat face 1,21, care e mai mic decât 2, nu? 1,21. Da. Deci A-ul ăsta înseamnă că trebuie să fie mai mare decât 1,1. A mai mare decât 1,1. Te gândești între 1,1 și 1,5 acum. Deci să luăm un A egal cu cât? Să ne, încercăm să ne apropiem. Deci 1,5 l-a depășit, 1,1 e prea mic. Hai să-l zicem cu 1, cât vrei tu? 1,3? Sigur că da. Ai sărit un pic mai repede, da? 1,3. Ia mulțește, 1,3 ori 1,3. Mi-a dat 1,69. Corect. Nu te-ai apropiat de 2. Deci înseamnă că A-ul ăsta este cuprins deocamdată, după cum ai stabilit tu, între 1,3 și respectiv 1,5. Deci trebuie să fie mai mic decât 1,5, mai mare decât 1,3. Care ar fi următoarea decimală între 3 și 5? 1,4 să încercăm, nu? Ca să strângem, să strângem pe A pe o lungime de o zecimală. Și zicem, deci dacă A ar fi egal cu 1,4, atunci A la a doua cât ar da? Trebuie să fac calculul acum. 14 ori 14? Da. Te-ai apropiat de 2. Da? Dar nu e 2. Dar nu e 2, sigur că da. Deci 1,96 e limpede că este foarte aproape de 2, dar nu e 2. Mai trebuie, nu, 4 sutimi. Așadar, tu ai încercat un A, cuprins A-ul cât l-ai luat, A, acela pe care îl dorim noi ca să facă 2, este cuprins acum între 1,4 și 1,5. Ei, ca să fie, te-ai dus deja pe o lungime de o zecime, adică zecimea de la 4 la 5, nu? Trebuie împărțit în 10 acum. Și acum trebuie să te duci la nivel de sutime. Deci pe A trebuie să lei 1,4 și să zicem 1. 1,41. Ia să vedem
1,4 și un ori, 1,4 și un cât ar da? Deci trebuie să mulțești 1,41 ori 1,41. Adică 141 ori 141. Deci 141 ori 141. Ori 141. Deci vine 1. 1. 4. Da. 1. Apoi 4 ori 1, 4. 4. 4 ori 4. 16. Da. Minute, 4 ori 1. 4 și cu 1, 5. Corect. 1 ori 1, 1. Da. 1 ori 4, 4. 1 ori 1, 1. Da. Adunăm 1, 8. 2 cu 6, 8. 9, 1. Câte zecimale avem? 1, 2, 3, 4, nu? Că era 1,41. Da. Numărăm cele 4 zecimale, 1, 2, 3, 4 și constatăm că dă 1,98 și 800, nu știu ce. Deci s-a apropiat, e mai bun ăsta. 1,41 e mai bun. Când înainte, cât mi-a dat? Numai cât am luat 1,4, dar 1,96. Acum 1,98, foarte aproape, dar nu e exact 2. Nu e exact 2. Deci, înseamnă că au ăla care îl căutăm noi, e cuprins acum între 1,41 și hai să luăm 1,42. Să vedem dacă depășește. Am pus eu așa, dar nu știu dacă depășește. Deci trebuie să mulțim 142 cu 142. Ia să mulțim deoparte. 142 cu 142. Deci 142 da, egal cu. Patru. Da. 2 ori 2, 4. 2 ori 4, 8. 2 ori 1, 2. Apoi. Da. Patru, doi, opt. 4, 4, 16. 1, 6, 1, 5. 5. Adică 6. Adică 5 ori 1, 4 și 1. Am înțeles, da? 4, 4, 16, 4, 1, 4 și 1, 5. Am zis, e bine, da? Acum da. Cu 1 ori 2, 2. Deci am pus 2 zerouri, este la sute. 2... 4, 1. Tragem linie, adunăm 4, 8 și 8, 16, 2 și cu 4, 6, 8, 10 și cu 1 de aici 11, 45, 9, 0, 1 și 1, 2. Câte zecimale avem? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2 și ceva, o sărit. 1, 42, o sărit de 2. Înseamnă că numărul A, l-am ghicit bine, e mai mic decât 1, 41. Și acum suntem pe sutimea de la 1 la 2. Sutimea de la 1 la 2 o împărțim în 2 și trebuie să ne ducem la miime acum. Și luăm 1,411, 1,412, 1,413, 1,414 și să vedem unde se încadrează la miime. Și mulțim 2 până când depășește pe 2. Și vom vedea că nici la mii nu încadrăm. Și primul și la zecimi de mii. Și tot muncim, și tot muncim, nu muncim. Vreau să spun că aici este momentul când
încercând noi să dăm peste cineva care la puterea a doua, sunt de-a doi, niciodată. Acest număr care căutăm să-l găsim este un număr care are o infinitate de decimale. Deci noi, până la adânci bătrânețe, dacă stăm aici, nu numai tu, și copiii și copiii copiilor tăi și mai departe, niciodată nu vor descoperi care este valoarea exactă încât la a doua se facă 2, exact, la virgulă, 2 și punct. Nu vă găsi niciodată. Acel număr nici măcar nu-i periodic, nici nu se găsește un grup de cifre. Acela este un număr cel mai obraznic cu putință, un număr care iese din discuție și este... Păi și numărul... atunci dacă am o întrebare să aflu asta, atunci ce zic? Nu există? Da, se poate demonstra riguros, dar riguros, că nu există nicio număr decimal sau o fracție, că numărul decimal este o fracție. Nu există nicio fracție care la a doua, adică mulțită cu ea însuși, nu? La a doua să facă exact 2. Exemplu, a la puterea 7 nu poate să fie egal cu 7. A la 7, sigur că nu poate să fie egal cu 7, s-ar putea să fie așa, să ai dreptate, dar aici nu poți răspunde decât noi am discutat despre a la a doua, dacă este egal cu 2. Tu ai făcut legătura cu a la a doua, cu 2 de aici, nu? A la a doua egal cu 2. Adică exponentul de aici să dea exact valoarea asta, da? Deci la asta te referi și dacă există vreo fracție sau un număr decimal care se facă așa. Sigur că și la 7 s-ar putea să fie, tu ai dreptate, dar eu cred că de acum discuțiile noastre s-au dus atât de sus încât parcă ne-ar veni să spunem așa, ce frumoasă este matematica. Câte lucruri atât de interesante sunt. Și atunci ce fac? Cum? Cum îl notez pe acel număr? Este un număr. Și se notează așa. Valoarea acelui număr se notează așa. A egal cu o formă de scriere, uite așa. A, am mai văzut. Aia. Așa? Un, parcă un V și prelungit asta. V cu o linie. Așa, V cu o linie. Din 2. Deci numărul acela pe care nu-l putem găsi, a cărui pătrat face 2, se zice radical din 2. El se notează într-un fel anume, ca să spunem că așa încât, dar există și radical din 3. Aici când nu se pune, se subînțelege că e 2. Când nu se pune, tu ai zis a la 7-a. Ei, a la 7 egal cu 7 înseamnă că au egal cu radical indice 7, indicele ăsta 7, din 7, ai zis tu. Dar putea să fie și din 8, care tot așa nu există. E tot așa de ciudat. În concluzie, numele acestea care nu se găsesc, se notează într-un fel, fiindcă le ridicam la a doua. Dacă ridicăm la 7-a, să facă 2, tot atât de tâmpit este, tot atât de prost este, nu se poate găsi. Și aceste numere se numesc numere iraționale. Deci, numerele pe care am început noi să le studiem și am muncit, au fost numerele raționale, Q, raționale. Formate din cine? Din toate fracțiile cu putință. Toate fracțiile. Q egal de tipul tot M pe N, nu? Cu precizarea că M și N sunt numere naturale. Și că nu-i diferit de 0, nu? Am precizat și asta. Că N nu poate să fie 0 pentru că împărțirea la 0 nu are rost. Și acum o altă mulțime pe care tu ai ridicat-o sau ai ridicat problema unei astfel de număr, deci asta a fost numere
raționale. Mulțimea I este notat așa, cu radical din 2, radical din 7 și așa mai departe, radical din 11, multe, și radical indice 13 din 5. Tot felul de numere de acestea care nu sunt fracții. Deci nu sunt fracții, nu? Se numesc numere iraționale. Numere iraționale. Iraționale, adică nu sunt fracții. Nu sunt fracții. Vreau să zic, Măriuca, că mulțimea asta a acestor numere cu o infinitate de zecimale, neperiodice, deci alandala, cu așa, se numesc numele iraționale, se notează cu I, iar Q împreună cu I, asta se cheamă împreună, da? Reunite, la un loc, reunite. Egal cu o mulțime care acoperă toată dreapta, nu mai există niciun gol. Numite mulțimea numerelor reale. Deci, vezi, tu ai venit cu problema asta, cu întrebarea asta. Eu ce era să fac când tu m-ai întrebat? Există și numere de acestea care la împărțire, te gândeai tu, ca la împărțire, să nu apară niciodată periodicitate, să nu apară să repete, nu știu ce. Deci o întrebare firească. Și acum ce eram o situație așa, zic, ce să fac eu acum? Ce să fac? Îți mărturisesc ce era în sufletul meu. Să zic să răspund, să nu răspund, parcă îmi părea rău că mai când ți-am zis întreabă-mă acum. Eu aveam de gând să fac altceva. Și ți-am zis întreabă-mă acum să nu uiți întrebarea. Tu ai fost foarte bine ziceai asta. Da, tu ai fost politicoasă și ai spus mai târziu să vă întreb. Parcă ai anticipat că e o întrebare atât de dificilă, încât eu s-ar putea să fiu băgat în corzi și să am o mare dificultate. Tu vrei să mă menajez, vrei să fii drăguță cu mine și să nu-mi creezi așa un disconfort. Nu? Că a fost un moment când nu știam ce să fac. Și atunci am hotărât să răspund, pentru că tu erai canalizată pe întrebarea aceea, nu vrei să o uiți și eu... Nici altă dată știu eu când se mai avea loc de discuții. A fost un mod firesc de a vorbi de astfel de numere, care se numesc numere iraționale. Da? Și cum ne-am pregătit? Am trebuit să facem operații cu numere decimale, cum se adună, cum se mulțesc. Deci alte noutăți au fost pregătite. În final, întrebarea era dacă există vreodată vreun număr care la a doua, înmulțit prin el însuși, să ne dea 2. Concluzia a fost că nu dă niciodată. Ne apropiem de 2, dar nu putem să fie punct exact valoarea asta 2. Deci nu putem să găsim o astfel de număr. Și l-am reușit noi să-l îngrămădim. L-am îngrămădit între 1,41 și 1,42. Adică ne-am dus până la ordine de sutime. Să știi că el se aproximează acum. În calcule, Măriuca, fiindcă uneori avem nevoie de valoarea asta și dacă cumva nu avem încotro, atunci se aproximează radical din 2, radical din 2, spunem că e egal aproximativ, adică nu spui egal exact, egal, ci că aproximativ, am o eroare, cu 1,41. Deci radical din 2 se aproximează cu 1,41. Se acceptă 1,41 în calcul, ca să poți duce calcul la bun sfârșit. Că nu poți să spun exact 1,41, că mai puțin, ne dăduseră 1,98, nu știu ce acolo. Dar era o mică diferență.
Și calculul acceptă. Deci în calculele care le găsim, așa putem să discutăm. Dar cel mai bine este să lucrăm cu radical din 2, ca ceea când zic A egal cu radical din 2 egal cu prezent radical din 2, cu el se lucrează și uneori în lucru s-ar putea ca să îl simplificăm și putem scăpa de necazul acesta mare. Așa că în clipa asta păcate trebuie să ne oprim, da. Dar hai să remarcăm cu ce pleci tu de la lecția asta. Ce ți-a mers la suflet? Ideea că mi-ai pus o întrebare care m-a pus în încurcături. Da. Chiar așa. O să dau așa un răspuns direct, că n-am crezut că e o întrebare chiar așa de adâncă. Păi da, de foarte multe ori, de când în lecție profesorul cu elevul stă într-un dialog, apar întrebări de acestea, care pentru moment nu știi tu de unde vine, pare firească întrebarea ta, ceva, uite că dacă se întâmplă chestia asta. Deci asta înseamnă că tu erai prezent în lecție, ți-ai pus această problemă, ca la împărțire să se întâmple vreodată o situație de asta și ce fac atunci. Da? Așa asta a fost miezul problemei tale, lecții noastre. Ce ne facem când la împărțire se întâmplă așa ceva? Și am răspuns, nu se întâmplă la împărțire, că nu există fracție, nu există împărțire la două numere cu așa o situație grea. Ci numai în situația acelea care vrem la pătrat să dea un număr natural. Nu totdeauna. Așa, bunoară, 2 la pătrat face 4, nu? Radical din 4 face 2. Și mai departe. În concluzie, reține ideea asta că a fost întrebarea zilei. Cum să-i titulăm pentru tata acolo? Să pun așa titlul. Întrebarea surpriză. Da? Întrebare surpriză a lecției. Maria oferă o întrebare surpriză. Bubu este în încurcătură. Păi da, mai în încurcătură, că pe moment nu știam ce să fac. Să accept întrebarea ta, să plec din lângă ea, spun mai târziu, Maria, că las că spun eu altă dată. Dar iată că a venit timpul să vedem că aceste goluri care spuneam eu, între două numere foarte vecini, cele mai apropiate, să află un număr de ăsta care lasă dreapta fărmițată. În final, dreapta este acoperită cu numerele iraționale. Și raționale cu iraționale fac numere fracționale. Aceasta a fost discuția cea mai frumoasă. Să știi că una dintre cele... De aia te-am invitat, eu vezi? Te-am invitat. Spune-o acum. Pentru că simțeam, practic, că vii cu o întrebare interesantă. Foarte interesantă. Spune-o acum. Ce mi se întâmpla în situațiile în care nu totdeauna profesorul poate să dea răspunsul la fiecare întrebare. Poate să vină elevul cu o întrebare foarte ciudată. Dar ca să poți să accepți orice întrebare la copil, este și o curiozitate din partea profesorului care are disponibilitate să încerce discuția cu el. Și tu ca elev te simți într-o poziție foarte confortabilă, că ai venit cu o întrebare... E așa cum ai spus mai dinaori, că nu știai tu că așa asta poate fi o întrebare atât de adâncă, atât de valoroasă. Ea a fost sursa lecției noastre. Da? Mă bucur mult că ai venit cu întrebarea asta și vom continua în lecțiile care vin. Tot așa niște ore vreau foarte degajate și cu foarte multă naturalețe, fără obligația asta de a memorații, ne antrenăm și în lucru găsim foarte multe lucruri interesante. La revedere, Măriuca, cu tot dragul! Pa! Pa, pa!